Cum e posibil să-mi faci una ca asta? M-am spetit, m-am zbătut, m-am sacrificat ca să te cresc, să fiu om întreg pe picioarele tale. Asta merit eu acum la bătrânețe, să-mi văd copilul umilit și călcat în picioare. M-am chinuit să te fac om, să-ți arăt cum să câștigi un ban. M-am chinuit să-ți arăt cum să nu ai grijă zilei de mâine. Pentru ce? Ți-am dat cea mai liniștită, cea mai sigură meserie din lume. Ce așa mare lucru? 5 minute de concentrare. 1 minut de bătăi de inimă. 1 secundă de coșmar. Și gata. Câteva zile liniștite. E atât de greu. E atât de complicat. E peste puterile tale. Du-te și muncește în fabrică. Du-te și dă la sapă pe șantier. Să mă trezesc cu poliția la ușă? Puteam să mor de inimă. Sau mai rău. Să rămân paralizată. Ce te făceai dacă rămâneam paralizată pentru tot restul zilelor mele? Ha? Cum te descurcai? Să-mi bată poliția la ușă. Mie. Doamnă, n-ați văzut un tânăr tuns scurt la costum? Să trebuiască să mint. La vârsta mea. Mi-a venit să intru în pământ de rușine. În clipa asta, taică, tu se întoarce în mormânt. Mamă. Să n-aud o vorbă. Eu te-am făcut. Eu te-am născut, eu te-am crescut. Să nu îndrăznești să ridici vocea la mama ta. Ar trebui să stai cu ochii în pământ zile în șir. În locul tău mie mi-ar crăpa obrazul de rușine. Mamă, nu înțelegi. Gura. Mama ta înțelege tot. Cine are grijă de tine? Mama ta. Cine te-a hrănit zi și noapte? Mama ta. Cine te-a îmbrăcat? Mama ta. Cine ți-a dat medicamente și te-a acoperit când erai răcit cu 42 de grade de credeam că mori acolo? Mama ta. Cine și-a sacrificat viața pentru tine? Mama ta. Mamă, n-am să mai stau cu tine. Zis? Am zis că n-am să mai stau cu tine. Cum adică? Mama, am cunoscut o fată. Am să stau cu ea. Am să stau la ea. O să-mi spele ea ciorapie, o să-mi facă de mâncare și așa mai departe. Oricum tot ce am eu aici încă pentru valiză. Nu, nu pot să fac asta. Ba, pot să fac asta. Și asta am să fac și nu cred că o să mai fur. Cred că n-am să mai fur niciodată, cred că e ceva rău. Chiar mă simt rău când fac asta, transpir, îmi bate inima tare, simt că moare ceva în creier, nu știu. De fiecare dată e la fel. O mâine atent sau vorbește la telefon sau... Să știi tu mai bine că doar tu m-ai învățat toate lucrurile astea. Și eu portofelul și încerc să pun o distanță cât mai mare între mine și el de fiecare dată, la fel. Mă îndepărtez, da? Și aștept să simt o mână care mă apucă de umăr și mă trage înapoi și mi-e frică, mamă. Mi-e foarte frică. Chiar nu mai pot să-mi fie atât de frică. Azi am simțit mâna aia pe umăr, mamă. Am crezut că m-a curentat ceva, nu știu.
Ai strigat în spatele meu, poliția, poliția. Era un coșmar și m-am oprit o clipă să văd că sunt de aproape și m-a pocnit unul care venea din față. Probabil unul care a avut o reacție mai rapidă. Am căzut și ăla s-a aruncat peste mine. Și-am dat în el. Am dat tare în el. Cred că omul ăla e la spital. Pentru că am dat tare în el. Și nu trebuia să fie așa. M-au văzut când am intrat în bloc, n-am avut ce să fac, că a trebuit să intru. Nici nu mai știam cum mă cheamă. Parcă era morb. Și când am văzut intrarea la noi în bloc, am fugit la ea, pur și simplu. Probabil că nu sunt făcut pentru asta, mă. Nu știu să fur ca lumea. Iar vă. Știu că te dezamăgesc, știu că sunt o rușine pentru tine, dar nu mai pot să continui așa. Iartă-mă. Și nu te supăra, dar trebuie să-mi strâng lucrurile. O să plec în seara asta. Vreau să zic că toată strădania mea se ducea de râpă. Vreau să zic că de asta te-am crescut, ca să rămân singura acum la vârsta mea. O să te ajut eu, mamă, o să mai trec pe la tine, îți promit. Găpiță dragă, spune-mi că visez urât. Nu se poate, tu ești Gabi al meu, nu poți să faci tu mamei tale una ca asta. Asta e. O zi proastă. Măcar îți lăsam niște bani, te mai îmbunam un pic. Trebuie să plec. Thank you.